Ceva nu se leagă. Ceva trist ajunge până la mine. Unde mă cauți cu viață? Nu vezi deznodământul ăsta forțat, atașat unei povești frumoase? Sărută-mă și taci. La Cafunescu e despre prietenie și cultură. Așa a început pop. Aproape toamnă sau aproape ceva fierbinte, într-un gust dulce prăjit. Cacao, cafea, lapte, canapele roșii, negre, cărți, filme, teatru, spectacol. Într-un albastru de Cafunescu. Să vii să bei ceva aici. Să aduci un text, o chitară, fotografii, poeme. Să citești o carte. Să-ți asculti muzica. Să ne spui o poveste. Povestea ta. Povestea străzilor triste care se pierd în zucrăveala bisericii împietrită, împrietenită cu Dumnezeu. La Cafunescu e un loc la numărul 33. O scurtă, bogată istorie, dar până aici un anotimp colorat perfect. Un bibat grațios cu toată nostalgia de acasă, când te rătăcești ușor prin București. Acum visele noastre se destramă aici. La Cafunescu se închide. Pregăte și respectul cei patru antrenori. Trecuți împreună